Ok. Acum că am creat contul, stabilim primul pas. Și primul pas recomand să fie crearea listei de abonați. Ok, o să aveți nevoie de o listă de abonați. Și dăm Create a List. Și îmi spune că nu am nicio listă de oameni. Ok, hai să dăm Create List. Și acum trebuie să răspund la niște întrebări despre mine. Și acum, ce nume va avea lista? Și atunci, sugestia mea este să dați un nume care vreți să fie public. Deci, la un moment dat, în diferite formulare, e posibil să apară lista respectivă. Și nu spuneți ceva care n-ați vrea să fie public. Spuneți o informație pe care doriți să fie public. Lista abonați, site olivian.ro. Da? E un nume care e ok. De la cine să vină mail-urile în mod standard? Se va putea schimba per campanie, dar e de preferat să puneți încă de aici de la cine să vină e-mail. Și zicem așa, Olivian Breda de pe olivian.ro. Ok, de la ce adresă de e-mail să vină mail-urile? Stabiliți o adresă. Care vrei să fie subjectul, titlul mesajului standard? Hai să punem ceva. V-ați abonat pe site-ul olivian.ro. Aici e foarte important acest aspect. Chiar e indicat să dați informația despre cum s-a abonat. De exemplu, nu e ok să spuneți am primit cartea noastră de e-mail. Nu e ok. E posibil uneori să vă ceară și adres row 2. Acum s-ar putea să nu ne ceară, vedem. Punem un număr de telefon. Hai să vedem dacă vrea așa. Aici e interesant. Puteți bifa o opțiune prin care puteți urmări dacă vreți să vedeți cine se abonează și dezabonează. Și dăm save. Bun, și mi-am făcut o listă. Asta a fost primul pas. Ok, asta a fost primul pas, crearea listei. Ok. Hai să mai facem. Deocamdată nu are niciun abonat. Și ca să nu o lăsăm atât de goală, dăm Manage Subscribers și dăm un Add Subscriber, să nu fie complet goal. Și scriem ce adresă de e-mail vrei să adaugi. Și hai să punem, uite, mă învăță o șmecherie. Dacă scriu adresa asta fără punct, mie îmi vin tot la aceeași adresă, îmi vin mail-urile. În schimb, Google o percepe ca, MailChimp o percepe ca o adresă diferită. Și, deci, adresa nu are punct, dar vor veni mail-urile tot la mine. Întotdeauna trebuie să bifați asta că v-a dat permisiunea, nu vă lasă să introduceți. Bun, am creat lista și are un abonat. Acum, pentru crearea unei campanii avem trei opțiuni. Regular old, plain text e atât de rar încât nici nu o spun și acestea trei. Deci, hai să dăm create campaign să ne lămurim. Regular old campaign e o campanie standard în care voi aveți o bază de date și vreți să trimiteți un e-mail și compuneți mail-ul de fiecare dată. Asta e regular old. Plain text e exact ca mai sus, dar poate fi citită pe orice e-mail și e doar text, nu are niciun fel de poză. E foarte rar să mai vezi un e-mail care e doar text și atunci nu prea recomand chestia asta. AB Split Campaign face așa, faceți două campanii, una A și una B și faceți niște diferențe între ele și vedeți care merge mai bine. Puteți schimba titlul mesajului, puteți schimba template-ul, puteți schimba mai multe lucruri și puteți să faceți niște teste. Uitați, vă zice aici ce să puteți schimba și în funcție de ele puteți să vedeți ce rezultate aveți. Și în fine este RSS. Asta înseamnă că, de exemplu, pe blogul meu, olivian.ro, eu am un feed RSS și pot să fac să se trimite newsletterle automat. Pot să fac atunci când cineva trimite un newsletter, un e-mail, să primească automat newsletterul meu. Deci eu am blogul ăsta și dacă mă uit în sursa site-ului, am un feed RSS, care este acesta. Ok, și dacă fac click pe el, așa arată feed-ul RSS, da? Cuprinde tot titlul mesajului și mesaj. Mesajului și mesajului și tot așa. Și pot să mă abonez la RSS cu un feed reader sau pot să iau linkul ăsta care mi l-a generat WordPress
Și l-am, ulterior l-am adaptat eu, dar în principiu un link generat de WordPress și să-l pun aici, la RSS Driven Campaign. Dar ajungem și acolo. Deocamdată voiam să înțelegeți că sunt trei tipuri mari. Eu o să vorbesc în principal despre Regular URL și despre RSS Driven. Ok. Regular URL Campaign. Și acum dăm Select, facem una standard și după aceea voi intra în detalii. Alegem deocamdată, nu customizăm foarte mult. Alegem un template care este pre-designed. Nu customizăm acum toate informațiile. La plain text tot ce facem este să dăm copy text from HTML. Iar la confirm stabilim vrei să se trimită și pur și simplu poți să-i dau send sau poți să îi dau doar să salveze. Oricum, în momentul ăsta am făcut prima listă care nu are niciun abonat deocamdată și prima campanie care este goală. Dar este suficient pentru început. În momentul ăsta, ca să ajung la etapa asta, a trebuit să completez destul de multe informații și deja am și o idee despre ce pot să fac cu MailChimp, am o idee despre lucrurile pe care mi le cere și, în general, sunt destul de mulțumit de pașii pe care am făcut. Am vrut doar să setăm o campanie foarte sumar și să avem niște liste. Și vom reveni cu noi clipuri despre cum face alte lucruri.